Aceasta este Nicola, vă rog frumos. Deci, roz. Ia-o, mătură toată, colegul, da? Fii atent, de sus până și jos. Am niște palmieri, pentru că la mine a venit vara deja. Eu vreau la palmieri. Am înțeles. La microfon, doamnă, că suntem la televiziune, da? Aoleu, da. Am înțeles. Zicea? Auzi? Vă ajută, doamnă, deci, dragă. Deci roz cu siclam, cu roz, cu roz. Auzi? Toată, toată ești roz? Toată. Pe bune, tot. Interior, exterior, tot? Tot. Doamnelor și domnilor. Bă, tot. Asta îmi place de aia. Bă, ca un scorpion. Bă, când s-a apucat de o treabă, roz tot, azi, roz tot. Până la... Pe foarte bune, bine, da? tot. Am înțeles că tu mănânci orice... Mănânc orice. Papi din farfurie tot. Tot. Foarte bine. Dar da, cum faci totuși că dacă ai fi mâncat din farfurie tot erai dublă? Cum faci totuși? Foarte mult sport. Uite eu de aici, de la voi, că asta îi spuneam lui, că o să put a usturoi când am duc la mă duc la Zumba după. Păi și cere dacă puțea chiftele. Dacă, auzi, dacă se pute a usturoi la Zumba, e nasol, nu? Voi, e mă porc, nu? Nu, că stau fetele alea lângă mine. Stau fetele lângă mine. Dar și tu ai roz pe tine, iau-te. Stau fetele văzut? Lângă mine și cam aiurea, dar o să încerc să mă dau cu parfum. Mi se pare foarte frumos. Dacă nu, o aerisim. Doamnelor și domnilor, vreau să știu că am înțeles că Nicola ne arată acum un secret al siluetei sale. Unde e scula? Coarda, adică vrei să spui, este doamnelor în spatele domnilor... lui acolo. Mă pui acum să stau luat coarda? Practic, m-am împiedicat de ea, mă scuzați. Asta e, doamnelor și domnilor. Acum? Umblă cu coarda, da. Ia. Doamnelor și domnilor, ia să vedem acum pe Nicola cu care o să stăm până la sfârșit. Iar s-a boțit coarda ta, am o problemă. Băi, pe vremea mea, când eram eu, când era coarda aia cu cap de lemn. Băi, uitați-vă, atenție mare. Asta e coarda electronică, bă, băiatule. Ce înseamnă să-i... Nu știe țăranul ce e ăla șofranul. Fiate, deci eu nu știam că acum coarda e cu... E cu d-astea, nu, cu nu, botoane. Dar ce arată aici? Câte sărituri faci? Îți arată și cursul euro-dolar, ceva? Că văd mai multe rubrici de genul ăsta, nu? Nu. Câte faci? Da, câte faci? Ia. Da. Acum? Cine, auzi, dar cine, auzi, cine te-a pus, adică cine te-a învățat să te dai de încoardă atâta? Păi, fii atent, am primit o provocare acum niște ani, nu mă țin minte, era înainte de pandemie oricum. De la? De la o fundație, mi-a zis să fac 20 de ceva și am zis, bă, nu fac nici abdomene, nici... Așa, era pe sport ideea. Genuflexiuni, nici flotări, zic, fac și eu, hai să sar coarda, mamă, și săream ca... Și precum Forrest Gump a început. Săream ca proastă, adică era, nu știam. Rău, nu? Rău de tot. Ducându-mă la sală, tot veneau unii pe acolo, cred că ăștia de la box erau. Aha. Și care sărau coarda într-un mare fel și eu tot mă uitam. Antrenam eu pentru picioare. Și mă uitam, dar știi, adică câteodată așa eram adică la așa picioarele lui. Așa, de? Da. Și zic, mamă, trebuie să fur chestia asta, că nu se poate, adică... Și ai plecat cu un boxer. Nu! Am înțeles. Nu. Așa, și? Am furat așa, de la unul, de la altul. Tehnica. Nu știu, adică, da, pentru că... Bine, mai am de exersat, dar liniștică. Deci, doamnelor și domnilor... Și am început în aer liber mult, adică să exersez treaba asta, știi? Așadar, vorba lungă sărăcia omului, unul dintre secretele, în afară de Zumba pe care a exersat-o Zumba, la noi... Zumba, aquagym, țală, mă rog, în fiecare zi ceva, în fiecare zi. Adriane, fiecare zi. Eu știu că tu ești aplicat către ideea asta de coardă, așa că o să te rog și pe tine să văd cum sari. Haide, mă, Adriane, mă. Hai, să deci vedem. Deci începem cu ceva ușor. Pe unele le-am și dus la mama acasă. Dați-i drum. Da? Hai, ia să vedem. Dă-i. Una, două, trei și... Dă-i. Foarte frumos. Alta, mai arată-mi alta. Unde te uiți, Adriane, când sare Nicola? Așa, da, continuă, da. Aoleu, hai mă terminați, că și așa am o problemă. Bine că ai, altele ar vrea să aibă problema ta. Dai puțin. Și acum, altă, trecem în faza 2, da? Faza 2, da? Nu, de fapt, faza 2 nu pot să o fac pentru că am pantaloni ăștia largi. Hai, încearcă. Hai, faza 3, ia. Care e mai grea? Ia să vedem. Ia. Doamnelor și domnilor,
E foarte... Da. După pauză, până la sfârșitul emisiunii, o să mai dăm în coardă. Că vorba aia, dacă nu doare, este foarte bine. Nicola o să vă mai arate și alte surprize. După pauză, ne întâlnim cu o piesă a Nicolei. Mai încolo mai sărim la coardă. Da. Mai mergem și la masă ca să știm ce ardem. Așa. Da. Doamnelor și domnilor, vedeți? Altfel e când te-ai dat cu coarda. Ai vibe, simți iubirea cum iese prin toți porii. O